Salutare tuturor și bine v-am găsit la Salonul Auto de la Paris. După cum v-am spus, deja începem aceste reportaje de aici și așa s-a întâmplat că primul stand pe care îl vizităm este standul japonezilor de la Suzuki. Și există câteva modele interesante aici, una din ele este foarte apropiată mie sufletului și asta pentru că pare a fi o jucărie foarte și foarte interesantă. Eu o să o arăt aici pe acest stand, după care o să mergem la o altă mașină care este poziționată un pic mai jos și arată mult mai bine. Este vorba despre noua generație Suzuki Jimny și o mașină care foarte multă vreme a cam lipsit din gama Suzuki și iată că acum a revenit înapoi. Deci este un suvuleț din ăsta foarte mic și foarte plăcut. Haideți să găsim o altă mașină. Puteți vedea, este în două culori, o culoare verde pe caroserie și o culoare neagră pe acoperiș. Dar o să vă arăt asta imediat pe un alt automobil. Iată, les, acestea sunt cele mai mari premiere de aici. Este vorba despre Suzuki Vitara facelift. Acolo o puteți vedea și, bineînțeles, acest Jimny. Hai să vorbim mai întâi despre Jimny. Deci o mașină cu niște dimensiuni foarte și foarte compacte. Arată foarte bine cu o bară de protecție care emană deodată dorință de off-road și dă tare bine acest automobil pentru că este foarte familiar cumva într-un mod și asta pentru că arată foarte apropiat de ceea ce era Jimny în trecut. Are tracțiune integrală, bineînțeles, dar în același timp acest model, iată, poate merge și doar cu tracțiune față. Sistemul de tracțiune integrală este unul All Grip Pro, ceea ce înseamnă că poate fi conectată și puntea din spate la dorința șoferului, iar cutia de viteze are și o viteză inferioară. Puteți vedea și roțile mașinii. În acest caz, niște roți destul de interesante ca mărime. Foarte faine aceste roți, pentru că sunt doar pe 15, 195, 80 la 15. Hai să vedem și interiorul, dar vedeți mai întâi, iată această inserție de aici, care cumva face ca să dea carbon și chiar arată carbon. Și iată, acesta ar fi interiorul lui Jimny. Arată destul de, nu știu, familiar, mult plastic, bineînțeles plastic din ăsta mai tare, dar este o mașină de la care nu poți avea pretenții la acest capitol. Este o mașină cu care să-ți faci treaba mai mult undeva în afara orașului și să mergi pe diferite drumuri destul de proaste și din această parte nu ai avea nevoie de materiale foarte calitative. Vă spuneam că are o treaptă inferioară. Iată, puteți vedea aici cum poate fi schimbată, pot fi schimbate treptele, pardon, tracțiunea mașinii poate fi doar pe tracțiune față sau tracțiune integrală sau, iată, for low sau o viteză inferioară. Ce mai avea aici? Încălzire pentru scaune, un sistem multimedia deja bine cunoscut a celor de la Suzuki, climatizare, sistem de coborâre în pantă, iată, putem deschide geamurile acționându-le electric și inclusiv în regim automat. Viteza maximă aici văd 180 de km la oră, dar nu cred că poate face atâta, pentru că Jimny, este foarte important să vă spun, are opțiunea de două motoare, cel puțin două motoare au fost anunțate pentru acest automobil și este vorba în primul rând de motorul de 1,5 litri sau 1462 de centimetri cubi care produce 102 cai putere și ar mai fi motorul de 660 de centimetri cubi, un motor cu 3 cilindri turbo care este un pic mai, nu la fel de puternic, bineînțeles are sub 100 de cai putere. Dar eu zic că arată destul de bine această mașină. Ia să mai vedem și în interior ce se face. Imediat schimb camera pe mașină. Așa. Să vedem și în interior aici, în special în portbagaj. Vedeți și voi, roata este montată pe portbagaj.
Asta este foarte fain și dă foarte tare, a un SUV bun de off-road. Puteți vedea, garda la sol este destul de înaltă la această mașină. Mie îmi place tare mult cum arată acest Jimny. Iată, puteți vedea și părțile ale sistemului de tracțiune integrală. Deci eu mă aștept că o să meargă foarte bine în off-road, pentru că celălalt Jimny, modelul precedent, era foarte bun în off-road. Bun, teoretic pot fi aici 4 scaune. Puteți vedea și voi 4 locuri. Bineînțeles, aici în spate poate nu este foarte comod, dar este suficient spațiu, aș spune eu. Fața este că foarte ușor aceste scaune, care au, iată, un perete foarte interesant, vă spun imediat pentru ce este asta, iată, pot fi pliate și astfel portbagajul mașinii este mult mai mare. Și vorbim acum, iată, puteți vedea, acest material este cel care este mai bun pentru a încărca tot felul de lucruri care ar putea zgâria aici sau ar putea fugi prin portbagaj. Deci este un material, un plastic dur și foarte bun pentru a fi montat în portbagaj. Eu abia aștept să o văd în Moldova și să o încerc de-a binelea prin off-road. Din ce știu, ar trebui să vină foarte curând. Aceste mașini sunt produse în Japonia și, iată, durează un pic, dar nu va întârzia prea mult. Vine foarte curând noul Jimny. Vă spuneam mai devreme că o a doua premieră, cea mai importantă din standul Suzuki, este Suzuki Vitara Facelift. O puteți vedea în spatele meu. Vitara este și modelul cel mai vândut de Suzuki în Republica Moldova. De ce se întâmplă asta și de altfel pe foarte multe alte piețe? Anume din cauza faptului că Vitara este o mașină care, în primul rând, datorită prețului foarte accesibil, oferă un raport preț-calitate, dotări destul de bun. Și unde mai pui, care tracțiune integrală și are și o cutie automată, asta dacă își dorește clientul. Ei bine, în primul rând la Vitara, bara de protecție a fost modificată, acum aceste LED-uri arată un pic altfel, la fel au fost schimbate și aceste blocuri optice un pic. Aici vedem un senzor sau un radar care arată și el acum destul de impunător și caracterizează acum partea frontală a mașinii. Mai avem și mulți senzori care au apărut acolo. De altfel, acum noua generație sau noul model Vitara poate menține mașina în bandă, poate urmări viteza mașinilor din față și, bineînțeles, a frâna și poate face multe alte lucruri din acest punct de vedere. Pe Vitara Facelift acum a apărut în gama de culori noi, nuanțe noi, și au apărut modele noi de jante. Haideți să vă arăt și partea din spate al mașinii. Vedeți și voi, aceste blocuri optice sunt acum mult mai întunecate un pic și au parcă aceeași formă, dar arată acum mult mai bine. Iată să vedem și portbagajul, bineînțeles, nemodificat, dar asta nu este o problemă. Multe inserții noi și alte lucruri interesante. Haideți să vă arăt și interiorul. Mergem în interior. Ia să vedem. Acesta este interiorul lui Vitara. Acum, odată cu Vitara Facelift, Suzuki a promis că va face, iată, ca plasticul de aici să fie mult mai bun și cu adevărat așa și este. Ecranul este acum unul nou. Iată, un ecran mult mai bun decât ceea ce era anterior. Putem vedea și un ecran aici pe mijloc și, iată, sistemul de menținere în bandă. Asta este foarte important. Haideți să mai vedem ce mai găsim pe aici. De asta și spuneam că Vitara este o mașină foarte și foarte apreciată la noi, pentru că oferă foarte multe dotări. Sistem de climatizare, încălzire la scaune, aici puteți vedea. Avem o mașină cu o tracțiune integrală și, iată, aceste comenzi pentru sistemul de tracțiune integrală sau pentru a schimba modurile mașinii zăpadă sau sport. Și să vă arăt un pic și din tapiserie. Arată bine această tapiserie pe Vitara. Eu zic că este foarte și foarte interesantă. Imită un pic Alcantara, dar nu este, dar arată destul de fain. Haideți să vedem pe partea de motoare. Ei bine, în primul rând, un motor a dispărut din gama celor de la Suzuki, din gama Vitara, și iată, a fost împrumutat un
Iată un motor care era pe Suzuki SX4 deja și pe noul Swift. Este vorba despre noul motor booster jet cu 3 cilindri și un volum de 1 litru. Bineînțeles, este vorba despre un motor turbo care produce 112 cai putere. Acest agregat a înlocuit motorul natural aspirat de 1,6 litri de 120 de cai putere, însă pe el s-ar putea să-l mai vedem un pic prin Moldova. Și ce mai avem? Ei bine, bineînțeles, motorul la fel booster jet, care este cu 4 cilindri turbo de 1,4 litri și 140 de cai putere, va fi în continuare oferit pe Vitara. Arată destul de bine mașina asta, vă spuneam, culori noi, jante noi și multe alte lucruri interesante. Ok, cam atât de la standul Suzuki. Eu le mulțumesc în primul rând prietenilor de acolo, băieților de la Dac Hermes și importatorului oficial Suzuki în Republica Moldova, pentru că ne-au susținut și pentru că au făcut posibil să ajungem și noi aici împreună cu mulți alți importatori din țara noastră. Atât deocamdată de la standul Suzuki, noi mergem să vedem și alte standuri. Voi urmăriți-ne, nu uitați să dați subscribe și să apăsați acel clopoțel astfel încât să vedeți toate reportajele noastre de aici. Și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că o să public și foarte multe poze de aici, de la Paris, pe Instagram. Pe curând, pa, pa!